Istoria a fost prea cruntă cu ei ca să fie uitată. Azi se împlinesc 80 de ani de la primul val de deportări din Basarabia și din nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, zeci de mii de familii au fost ridicate cu forța de NKVD-ul sovietic, urcate în terenuri și deportate în Siberia și Kazahstan. Unii deportați au reușit să se întoarcă acasă, alții însă nu au supraviețuit represiunii. La Chișinău, în scoarul gării feroviare, la monumentul victimelor deportărilor staliniste, a fost organizată o ceremonie de comemorare. Iar invitata emisiunii este președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Valentina Sturza. Ion Beșliu din comuna Copăceni, raionul Sângerei, este supraviețuitor a unuia dintre valurile deportărilor. Avea 8 ani când familia lui cu toți 3 copii a fost deportată în Siberia. Din cauza foametei, a frigului și a tuberculozei, sora lui cea mai mică a decedat. După 7 ani, familia Beșliu s-a întors înapoi în satul de Baștină. Ne-am întors noi în sfârșit, dar tot așa s-a întâmplat cum cu toată lumea. Noi nu ni s-a întors, casa era ocupată de club, de bibliotecă, așa mai departe. Pe 3 ani am îmblat așa prin la rude, cum am trăit pe urmă, s-a eliberat. Mama mea s-a întors într-un accident, acolo lucru era destul de periculos la prelucrarea lemnului. Și ea a rămas fără auz toată viața. Anastasia Poițan, de 8 ani, lucrează ca cercetător în arhivă. Întrucât nu are urmași de mai mulți ani, încearcă să găsească descendenții unchiului său, care a fost și el deportat în Siberia. Dânsul, când a fost deportat, nu era căsătorit, nu era căsătorită nici mama, deci ei trăiau în casă părintească. Și atunci tribunalul Lăpușna i-a oferit posibilitatea mamei să gestioneze bunurile rămase de la fratele mamei. Și iată, asta m-a făcut să mă pornesc în căutări. Consecințele regimului bolșevic le simt în fiecare zi membrii familiilor celor deportați și supraviețuitorii. Am fost și eu jertfă a regimului comunist. Părinții mei, tatăl meu, sunt Donbass, amicul decedat. Am venit aici în urma studierii bine a istoriei și sunt mândru că am ajuns aici, din cauza că realizez cât de luminați sunt unii persoane care își dau seama ce regim și ce greutăți au trecut în perioada bolșevică. Șeful statului Maia Sandu a menționat că această filă a istoriei noastre trebuie să rămână în permanență una vie. Noi cu toții avem obligația ca să vorbim despre aceste atrocități și ca să le spunem tinerilor, pentru ca toată lumea să cunoască acest trecut și pentru ca toată lumea să aprecieze libertatea. Potrivit premierului interimar Aureliu Ciocoi, pe monumentul Trenul Durerii din scoarul gării ar trebui gravate numele tuturor deportaților. Cred că lipsește pe soclul ăsta lista nominală a fiecărui moldovean care a devenit victima NKVD-ului și a terorii bolșevice. Și cred că este de datoria noastră și de datoria celor care ne vor urma să ducă până la capăt această sarcină, să caute în arhive, să deschide arhivele încă închise. Datele oficiale arată că aproximativ 25.000 de persoane au fost deportate în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, acesta fiind doar primul val de deportări din perioada sovietică. Au urmat alte două valuri în 1949 și 1951, în urma cărora au avut de suferit alte aproape 40.000 de persoane.